Bună dimineața și bine v-am regăsit la Tribunalul Adolescenților. Nu. Glumeam, asta era o emisiune pe care o făceam acum vreo 15 ani la Brăila. Și era o emisiune în care începeam cu bună dimineața, v-am găsit la Tribunalul Adolescenților. Nu. În dimineața asta am venit să vă povestesc despre cum se stabilește bugetul OPIM pentru promovare. Am încercat să vă aduc la cunoștință cam din experiența pe care am dobândit-o. Cum să avem, cum să ne planificăm bugetul și cum să să spunem, domnule, de asta e bugetul, de asta avem nevoie ca să ajungem la rezultatele dorite. O să încep cu planificarea la fel ca construcția și construcția la fel ca planificarea. Sofismul ăsta funcționează aici, că orice planificăm este clar, va fi proiecția, se va realiza la un moment dat. Deci, da, fără planificare nu există nimic care să construiască și lucrurile merg în forma asta. Prima întrebare pe care, pentru a stabili bugetul, nu știu dacă pot să vorbesc, să nu mai vorbesc cu microfon, cum se pare așa că vorbesc la o audiență foarte mare și... Vorbește-te la microfon. Da? Vorbește-te la microfon. A, vorbesc la microfon. Cât poți câștiga de la fiecare client? Este prima întrebare pe care eu o adresez în momentul în care încerc să propun un buget. Și am dat aici un exemplu, un exemplu în care unul, pentru cei care nu s-au prins repede, înseamnă unități monetare. Și oricare ar fi unitatea monetară, ne imaginăm că un serviciu sau un produs are un preț de 100 de unități monetare de vânzare. Este clar un exemplu. Avem un cost de producție de 60 de unități monetare, l-am trecut cu un minus ca să vedem că acele valori se scad din valoarea de vânzare. Și taxe și alte cheltuieli, avem încă 10 unități monetare și avem câștigul din vânzarea acestui produs de 40 de unități monetare. Am zis aici, dacă am zis profit net 30 de unități monetare, poate e un pic deplasată formularea profit net, sper că nu există contabile și care să zică, a, da, de fapt ăla nu e chiar profit net, pentru că în el sunt alte costuri pe care le deducem. Dar dacă profitul net pe acest produs este 30 de unități monetare, cât ești dispus să cheltui ca să câștigi această valoare? Acum, asta e deja o problemă mai mult de, ține de fiecare. Sunt dispus să, pentru că vreau să am un business care să, prin word of mouth, prin recurență, prin faptul că clienții o să mă cunoască și o să cumpere și alte produse de la mine, de-a lungul, o anumită perioadă de timp, valoarea unui client pentru mine, la nivel decizii, reprezintă foarte mult, pentru că sunt, să zicem, la început. Acum, bineînțeles că ai și cheltuieli pe care, investiția inițială pe care trebuie să o recuperez, de-aia am evitat să zic profit net. Oricum ar fi, ideea e că pentru fiecare poate să-și propună ca, din profitul pe care îl are, să zică, domnule, eu vreau să am un profit mai mic, și atunci investesc mai mult în a genera un client care să-mi producă acel profit, sau investesc mai puțin. O să trecem următorul slide pentru cei care gândesc că, domnule, într-adevăr, dar care este costul minim pentru generarea profitului maxim, care e maxim de productivitate, ceea ce ne interesează la mai mult. Eu vreau să spun că dacă eu sunt dispus până la, să zicem, în cazul de exemplu de aici, să pierd sau să consum, de fapt să pierd, să investesc până la 25 de unități monetare ca să-și scot 30 de unități monetare. Întrebarea vine următoarea. De câte ori într-un an clientul tău poate să cumpere de la tine? Acum, dacă ne gândim tot la prima achiziție sau dacă produsul nu are recurență, să spunem că în imobiliare recurența e odată la 20-25 de ani sau chiar mai mult, odată la 40 de ani. În momentul ăla, bineînțeles că ponderează faptul că produsul e foarte scump și prețul e mai mare și atunci și contribuția e mai mare și profitul e mai mare. Dar, în speță, pentru un produs sau serviciu care are un grad de recurență normal, să zicem că sunt 10 achiziții în timpul unui an.
putem să mergem pe o perioadă de un an, pentru că așa vrem noi să stabilim bugetul, dar atenție, clientul poate să rămână în portofoliul nostru dacă ne preocupăm de el și 2, 3, 4, 5 ani. Pentru că noi nu vrem să închidem business-ul după un an. Atunci avem o recurență de 10 pe an, dar care poate să dureze pe o perioadă de 3-4 ani, deci în speță, clientul pe care l-am adus noi ne aduce nou, ne generează nou, să zicem, profit, da? Prin achiziții multiple. Și atunci avem de 10 ori pe an, per client, 30 de unități monetare. Deci înseamnă că într-un an, valoarea unui client este 300 de unități monetare. Valoarea unui client este impropriu spus. Nu vreau să spun că el valorează 300 de unități monetare, dar producând pentru noi profit, ne 300 de unități monetare, noi suntem dispuși să cheltuim o parte din această valoare pentru a aduce clientul ăla la noi. Încă o dată, clientul ăsta după un an de zile, dacă serviciile noastre sunt de bună calitate și dacă am prestat permanent și am adus și nou înnoiri și l-am fidelizat cu fel de idei care ne-au venit nou creative sau mai puțin creative, practice să spunem, ajungem să îl ținem pe clientul ăsta și mai mulți ani, ceea ce înseamnă că valoarea 300 de unități monetare din care se adună pe un an se multiplică cu numărul de ani în care avem clientul portofoliu. Cât costă un client? Acum, valoarea câștigată net pe un an, dacă perioada de retenție a clientului este de un an. Deci, cât câștigăm noi din acel client, atât trebuie să fie costul lui. Bineînțeles că costul lui trebuie să fie mai mic de atât, dar valoarea absolută a clientului este câți bani ne generează el, deci cât câștigăm în urma acelui contract. Dacă adăugăm că, cum spuneam, faptul că unii clienți se pot vinde și componente colaterale, elemente adiționale, atunci, pe cât reușim să îl vindem mai mult, cu atât valoarea lui crește. Deci suntem impliciți, dispuși să cheltuim o valoare mai mare pentru a aduce acel client a se transforma într-un contract și în intra în portofoliu. Astfel, valoarea bugetului pentru un client pe un an este de 300 de unități monetare. Dacă media de vânzări, după cum vă spuneam. Cât de puțin trebuie să cheltui ca să generezi cel mai mare profit? Practic, cheia este să cheltui cea mai mică valoare care să genereze cel mai mare profit. Bineînțeles că avem arme de marketing online și offline care ne permit să spunem să plătim cum e pay-per-click marketingul, care ne permite să plătim elemente sau bucățele foarte mici și astfel să analizăm dacă din acel element, acea fracțiune a generat ce plus valoare față de clientul nostru, dacă el a generat o vânzare. Și atunci, de exemplu, dacă avem un cost per click de a 10-a parte sau a 100-a parte, zicem, a 10-a parte din buget, atunci putem să mai adăugăm, spunem, ok, profitul maxim pe clientul ăsta l-am generat la 20-a parte din valoarea medie pe produs. Adică, eu pot să cheltui pentru a genera 300 de unități monetare o unitate monetară, ceea ce înseamnă 300-a parte. E o valoare a 300-a parte în pay-per-click marketing pe care poți să o găsești adesea la un produs. Exemplu, dau un exemplu un pic, iar mă leg de imobiliare, poate ar trebui totuși să iau un alt serviciu. Să zicem, consultanță în marketing online. Deci, consultanță în search engine optimization. Ai un fee de, zice, cu un contract pe un client că funcționează cam 2-3 ore pe lună, 2 ore pe lună, iar costul ar fi undeva la 60 până în 100 de euro pe oră. Ceea ce înseamnă că la un 200 de euro care scazi din el, na, 50 de euro care sunt cheltuieli, 150 de euro pe. Acum, ca să generezi un astfel de client, poți să ai un cost pe click de 0,15. 0,15 euro, într-adevăr mic. Ok, poate nu chiar de 100 de ori mai mic, dar oricum, poți să ai o fracțiune mai mică. De ce spun asta? Pentru că, ca să putem analiza care este cea mai mică cheltuială care generează cel mai mare profit, am nevoie să am aceste bucăți mici. Pentru că, în cazul TV-ului, și am dat acolo exemplu, media la TV are un ordin de 100 de ori mai mare decât valoarea media unui produs.
În sensul în care eu, ca să pot să bag un spot la TV, să-l pun să rulez de 10 ori într-o anumită perioadă de timp, trebuie să plătesc 100 ori valoarea produsului meu, chiar și mai mult la un anumit moment. Și atunci eu pot să estimez costul doar prin doar împărțind. Și atunci e mai complicat. Să zicem, mai, nu e atât la îndemână pe cât e pay-per-click marketing, care îmi permite să am fracțiuni mai mici. Vă spun asta pentru că adesea clienții ridică problema. Cum cheltuiesc? Vreau să am bugetul care să-mi aducă cel mai mare profit. Asta e o problemă clară. Adică, într-adevăr, chiar dacă el câștigă după un client până la 500 de unități monetare, el vrea să cheltuie a 500-a parte din valoarea medie acesta pe care discut eu, ca el să genereze profit. Asta vrea el. Și atunci... Vreau să zic și un lucru aici. Te rog. În general, nu e dificil. Nu e dificil să estimez chestia asta, adică cel puțin eu stabilesc o marjă, să spunem, vreau să fiu profitabil 50%. Da? Și de la chestia aia plec și încep să optimizez procesele de cumpărare, de promovare, astfel încât să scad până unde pot de mult și să îmbunătățesc profitabilitatea. La asta mă refer, că mi se pare puțin, cum să zic, așa, nereal ce spui. Da, e un pic mai mult pe partea de teorie. Da, e mai mult teoretic ceea ce spui, pentru că nu pot de la început să-mi dau seama, bă, uite, eu o să cheltui 100 și o să am 5000% profitabilitate. Mai ai răbdare că mai e un slide care zice planificare în bază 0. Ai vorbit foarte mult și s-a combinat mai zăpăcit pe mine, că nu știu ce. E bine să informația o primim și după aia vorbim despre ea și după aia să se dimintează, sperăm. Hai să merg un pic mai departe și după aia o să vezi, la final o să fie un pic mai clar așa. Aici, asta e slide-ul care te interesează. Întrebarea ta vine exact pe slide-ul ăsta. Cum facem să planificăm un buget? Cum e mai ușor? Să planificăm în bază zero, să înțelegem și să interpretăm, să estimăm, fără să avem un istoric și să spunem, mai zis tu, vreau... îmi propun să am 50%, să plec la 50% din profit, să am profitabilitate 50%, adică practic câștigul meu să fie doar 50% să n-am costuri mai mari 50%. De acord. Asta este un obiectiv de la care poate începe o planificare în bază 0. În speță, eu pot să mă gândesc, să-mi aleg obiectivul și să spun, vreau să vând 100.000 de unități de produs. Vreau să generez 100.000 de unități monetare în casă. Cum vreau eu? Vreau să fiu primul după piață. Și ca să fiu primul după piață, trebuie să-mi dau seama cât la sută din piață reprezintă primul după piață sau cât de mult ar trebui să vând, astfel încât eu să devin primul după piață. Deci, orice obiectiv pe care îl stabilesc eu este excelent când stabilim bugetul, când planificăm bugetul în bază 0. Pentru că putem să fim total în afara problemei și să planificăm un buget care e extrem de mic pentru obiectivul pe care îl dorim noi, sau să fie extrem de mare. Și atunci ajungem în situația în care se întâmplă adesea, sau s-a întâmplat, nu știu dacă se mai întâmplă, în anumite, pe anumite branduri, în companii chiar foarte mari, în care la sfârșitul anului nu reușesc să-și... nu ăsta e singurul motiv, dar există și situații de felul ăsta, că nu reușesc să-și consume bugetul și spun, hai să vedem ce mai iau acum. Pentru că ei merg cu o planificare a bugetului anterioară, în baza bugetului anterior. Și dacă ei nu consumă un anumit buget într-un anumit an, anul viitor, planificarea fiind făcută pe anul trecut, cum ar veni, ei primesc un buget mai mic. Și de aici avem a doua variantă, pe baza bugetului anterior, și asta explică cel mai clar. În cazul în care avem deja consum pe o anumită perioadă și planificăm bugetul imediat anul care vine. De ce îmi place mie pay-per-click? Pentru că te învață care este bugetul maxim pe care trebuie să-l consum ca să genereze o vânzare. Într-adevăr, după cum spuneam, și celelalte arme de marketing au această caracteristică. Numai că
Fiind fracțiunile, după cum spuneam, fiind fracțiunile foarte mici, poți să-ți dai seama mult mai exact care este valoarea pe care trebuie să o consumi și implicit care e bugetul maxim pe care trebuie să-l stabilești. Pentru că te ajută să planifici bugetul pe termen scurt, mediu și lung, pentru că te ajută să compari anumite perioade în care ai avut un anumit buget și un volum de clienți generat cu alte, comparat cu alte perioade și asta încă te ajută. Practic, tu poți face asta cu toate armele de marketing. Numai că prin pay-per-click o poți face aproape instant. După mai știa cu atenție. Și e destul de precis. Pentru că te ajută să înțelegi dacă afacerea ta este sau nu profitabil în orice moment. Exact. Poți să-ți calculezi cât câștigi, cât de conversie ai, poți să câștigi, să vezi cât consumi ca să generezi acele conversii și vezi dacă consumul este mai mare decât câștigul pe care l-ai din conversiile care au generat plus valoare pentru clienții în portofoliul tău. Și aici ridic o problemă ca să fie legat SEO PPC. Am zis cum planifici bugetul pentru SEO. Și în ultima perioadă mi s-au reactualizat niște frici vis-a-vis de Search Engine Optimization. Și am trecut aici câteva hinturi, tipsuri pe care le-am deprins de-a lungul timpului vis-a-vis de cum ar trebui să-ți planifice eficient bugetul de SEO. Vreau să, primul ar fi ca, ar trebui să estimezi dacă traficul pe care îl vor aduce rezultatele din organice, într-adevăr vor genera vânzări. Sau doar vreau să mă optimizez pe anumite cuvinte cheie, să am un anumit volum de trafic din anumite rezultate, dar care să nu genereze mie valoare pentru business. Pentru că, în speță, obiectivul principal pe care îl are un business este să genereze profit. Și atunci, ăsta este prima întrebare pe care e întrebare, cum vreți voi cum vă ajută pe voi. Dacă traficul pe care îl aduc rezultatele organice vor genera vânzările dorite. Și acum, un alt tip este că nu toate cuvintele cheie care aduc trafic generează vânzări și nu toate cuvintele care generează vânzări aduc trafic. Și acum, aici este teoria short tail keyword și long tail keyword. Olivia mă corectează totdeauna cu long tail keyword. Dar, în speță, asta e o chestie între noi, mai el știe de ce mă corectează, eu știu de ce unde greșesc acolo. Deci, ce vreau să spun este că degeaba încercăm să generăm, și acum vine următorul tip, degeaba încercăm să construim extrem de mult conținut optim pentru a se putea indexa în motor de căutare, sau cum să zic, corect, ca să nu fiu confuz. Deci, ca să generez acel conținut, prin intermediul căruia să fiu poziționat pe anumite cuvinte cheie în poziții bune, în motorul de căutare, de acolo să am trafic de calitate care să-mi genereze profit. Întrebarea este, dacă eu construiesc conținut de calitate și îmi stabilesc un buget de link building și dezvolt rețeaua de link-uri externe pentru anumite cuvinte cheie care nu-mi generează vânzare, este oare profitabil pentru business-ul meu? Și pe câte astfel de cuvinte trebuie să merg astfel încât eu să fiu sau nu profitabil? Asta este un alt tip. Al treilea, search engine marketing înseamnă pay-per-click advertising, pay-per-click marketing și search engine optimization. Și există un motiv foarte clar pentru care cele două fac parte din aceeași armă de marketing. Toată lumea spune, ok, vreau să fac să fie mai accesibil search engine optimization, pentru că search engine optimization este mai aproape, mai ieftin în prima etapă, să spunem, sau are costuri mai mici, sau... Astea sunt doar niște prejudecăți. Dacă analizăm long term și dacă analizăm dacă search engine optimization degenerează nouă vânzări versus cât consumăm ca să generăm acele vânzări, atunci o să vedem că e posibil ca pe perioade scurte de timp sau ca să atingem anumite obiective, este mult mai util să facem pay-per-click marketing. Nu spun și susțin chiar foarte tare faptul că optimizarea pentru motoare de căutare ar trebui să fie un mijloc și nu un scop. Cam asta a fost prezentarea.
scurt, nu am vrut să fie foarte lungă, am încercat să, să vorbesc eu mai mult decât prezentarea, sper că o să vă ajute în contextul în care o să vă uitați peste prezentare și să vă aduceți aminte discuțiile. Haideți să purtăm o conversație acum vis-a-vis de cele discutate.